Punctul 15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului Festival Cerbul de Aur 2019. Am o scurtă. Comisiile 1, 4 și 1, 4, 5 și 7 au avizat, domnul Macedonski. Aici, dacă îmi permiteți, avem și o solicitare din partea comercianților. Dar există solicitarea comercianților și poate să ia voi cuvântul atunci. Da, ok. E în regulă? Te rog. Bună ziua! Mă numesc Bogdan Bart, reprezint comercianții din Piața Sfatului. După cum am depus o adresă în luna aprilie, comercianții au fost foarte afectați de organizarea Cerbului de Aur anul trecut. Am solicitat încă în acea adresă și vă rugăm să luați în considerare același lucru și în momentul de față, o altă locație pentru Cerbul de Aur. Avem semnale atât din partea locuitorilor, zonei și chiar din întregul Brașov, și din partea turiștilor, cum că organizarea Cerbului în Piața de Aur nu este cea mai ideală variantă. Solicităm respectuos să se ia o decizie în acest sens după o dezbatere publică în care toți locuitorii Brașovului să fie întrebați cu privire la oportunitatea organizării Cerbului de Aur în Piața Sfatului. Noi ieri am lansat un chestionar pe internet și au răspuns deja 300 de oameni. Majoritatea răspund că nu este de dorit organizarea în aceeași locație. Preferată este locația din Bartolomeu, pe locul 2 este locația de la Liceul Sportiv. Sub 10% din respondenți au spus că Piața Sfatului este locația dorită pentru acest festival. Deci noi, ca și comercianți, dorim să organizăm o astfel de dezbatere publică, la care dorim, bineînțeles, să invităm și primăria, și Consiliul Județean, și Consiliul Local, și toate instituțiile, reprezentanții ai locuitorilor și ai turiștilor, și rugăm ca în acest Consiliu Local să nu se ia o decizie în acest sens, ci să se amâne până după această dezbatere publică. Mulțumim. Domnul Macedonski, doamna... Într-adevăr, Cerbul de Aur este extrem de important pentru Brașov și brașoveni și pentru imaginea noastră, atât națională cât și internațională. Dar turiștii care vin și ne vizitează nu vin pentru Cerbul de Aur, cei străini, ci vin să vadă vestigiile istorice și tradiția brașoveană și să le îngrădești Piața Sfatului pe perioada aceasta, nu cred că este foarte benefic. Și eu sunt de părere că Arena Sportivă Ion Țiriac este o locație excelentă, mai ales că are deja tribunele montate. Trebuie, sigur, chiar vreau să interpelez că trebuie reparate acele tribune, am fost ieri pe acolo și e cam jale ce se întâmplă. Poate există o posibilitate atunci până la Cerbul de Aur să și le punem la punct. Mulțumesc frumos! Domnișoara Crivineanu, după aceea domnul Arnold Dungă. Bună ziua, voiam să vă întreb ce înseamnă concret pentru... V-ați exprimat că aveți semnale din partea cetățenilor. La noi intră sute de turiști în fiecare zi și înainte de cerb, pe perioada șantierului, după cerb, au fost enorm de multe plângeri. Nu suntem numai noi comercianții, mai sunt și hotelierii din Piața Sfatului care au avut rezervări anulate, au avut review-uri negative, au venit clienți turiști din Australia pentru a vizita orașul, centru vechi, Piața Sfatului complet blocată. Nu pentru un festival Cerbul de Aur au venit ei din Australia. Din toate părțile avem astfel de semnale. Domnul Ungar. Eu am înțeles că ordinea de zi de astăzi, esența punctului, este alocarea sau participarea noastră cu tot felul de servicii și sume de bani și așa mai departe. Deci eu propun să votăm ceea ce privește participarea municipiului Brașov la această activitate, iar ulterior, dacă se consideră necesară o dezbatere publică pentru locația, aia să fie altceva, că dacă noi nu aprobăm suma de bani acum, se blochează toată activitatea. Pentru că nu poate să-și facă niște planuri la București și Consiliul Județean la fel, când noi spune că o să votăm în octombrie banii ăștia. Deci eu zic să aprobăm contribuția materială și după aceea, dacă se apreciază că trebuie să facem o dezbatere, asta rămâne de văzut. Dar să aprobăm
contribuția materială dacă vrem să se mai facă Cerbul. Dacă ne luăm după sondaje de astea care am văzut pe aici cu tot felul de epitete și mai știu eu ce, să mă ierte Dumnezeu, eu n-am treabă cu ăștia. Eu nu știu când au scris ăștia chestiile astea, sunt câteva cuvinte acolo care nu le reproduc aici, dar ăia când au scris asta? După ce, când au intrat în restaurant sau când ieșeau din restaurant? Dacă îmi permite să răspund, în presă a apărut știrea despre organizarea din nou a Cerbului de Aur în Piața Sfatului ieri. Noi ieri am reușit să organizăm acest chestionar. Pare rău, mai mult nu s-a putut face în acest timp scurt. Doamnelor și domnilor consilieri, dacă... Te rog. Eu v-am propus un proiect de hotărâre pe ordinea de zi, așa acum a fost el structurat și cum este prezentat, cu toți pașii procedurali, iar cu Cerbul de Aur nu s-a auzit doar ieri, discutăm de ani de zile și de mult timp și faptul că unii numai ieri au auzit înseamnă că e un pic o problemă. Domnule reprezentant al comercianților, am discutat cu dumneavoastră la o întâlnire grupată aici de tema asta de mult timp. Am discutat și cu alți reprezentanți de foarte mult timp. Povestea asta, că ați auzit ieri, înseamnă că, nu știu, înseamnă că uneori ne întâlnim ca să vorbim doar să ne aflăm în treabă, ca după aceea să spunem sau să nu spunem lucrurilor așa cum trebuie. Cerbul de Aur este un eveniment important, nu pentru Brașov, pentru România. Cerbul de Aur nu poți să-l faci într-un loc, într-o margine de oraș. Când unii făceau Oktoberfest pe liceul sportiv, era foarte bine și nu era nicio problemă. Liceul sportiv este o arenă privată, nu este proprietatea publică a municipiului Brașov. Conducerea acestui colegiu, a proprietarului liceului și a arenei de la liceul sportiv, ne-a solicitat o întâlnire, am avut o întâlnire cu dumnealor, ne-au spus, fără să facem un demers în acest sens, bisericii evanghelice, doar când au auzit, ne-au solicitat să ne întâlnim, ne-au spus că sunt de acord ca pe arena liceului sportiv să se derulează evenimente educaționale, sportive, manifestări de orice fel care să fie derulate împreună în parteneriat cu municipalitatea și cu proprietarul, că se bucură foarte mult că în sfârșit nu se mai organizează evenimentele care se organizau înainte pe arena liceului sportiv și că solicitarea care am făcut-o Televiziunii Române ca să fac o simulare de derulare acestui eveniment și pe o altă locație decât în Piața Sfatului, sigur că poate să fie făcută, dar pe arena liceului sportiv, dumnealor ca proprietari nu vor fi de acord cu acest lucru. Am solicitat Televiziunii Române să facă simulări, să facă o structură de proiect care să țină cont de anumite aspecte și ale comercianților, și ale orașului, și ale activităților de zi cu zi din acest oraș, în așa fel încât să fie o îmbinare foarte plăcută între cele două componente, în așa fel încât să fie un lucru pozitiv și pentru eveniment, și pentru oraș, și pentru Televiziunea Română, și pentru România. Și ca o completare care vine să spun așa, să completeze ceea ce a spus dumneavoastră, dacă vreți sondaje, vă pun la dispoziție evaluări și studii care au fost făcute și vă spun că 98% dintre cei chestionați doresc acest eveniment să fie derulat, să fie făcut la Brașov și au fost evaluat și români care sunt plecați din țară și care își doresc foarte mult pentru că pentru ei este un lucru foarte bun să vadă că în România se întâmplă acest lucru și pot să urmărească pe canale de televiziune un eveniment internațional, așa cum este Cerbul de Aur. Vom stabili împreună ceea ce este de făcut, vom stabili și vom conveni toate detaliile în așa fel încât să nu vă creeze o problemă și dumneavoastră, nici dumneavoastră, nici nouă, în așa fel încât anvergura acestui festival din acest an să fie redusă ca și detalii tehnice, în așa fel încât să fie un program bine derulat în privința asta, în timpul derulării acestui eveniment.
Eu înțeleg că unii am vrea ca să nu facem nimic, dar să avem și clienți mulți, să avem și o imagine să fie făcută de către altcineva și noi doar să fim la, în postura în care doar să fructificăm anumite chestiuni din punct de vedere, ce știu eu, comercial sau de altă natură. Nu se poate una fără alta, adică când e un eveniment organizat, sunt cu efectele care sunt de luat în calcul, dacă vrem, dacă nu vrem, putem să stabilim că noi nu dorim acest eveniment, că nu vrem să se întâmple la Brașov. Ne place când la Cluj e Antalt, dar care derulează o grămadă de probleme în oraș, care blochează foarte multe activități, care creează efecte la fel neplăcute, dar îl invocăm foarte mult când se întâmplă în altă parte. Când să se întâmple la noi, noi nu vrem. Păi atunci hai să ne hotărâm ce vrem. Vrem să existe evenimente. În timpul festivalului și înainte și după, înseamnă o promovare foarte accentuată a municipiului Brașov în țară și în străinătate. Păi dacă vrem să facem lucrurile astea, hai să ne hotărâm ce vrem. Că nu vrem numai să fie doar bine pentru noi, dar să nu se întâmple nimic, crezând că o să vină cineva să ne aducă lucruri de-a gata în privința asta în cursul unui an. Eu vă rog frumos să votați acest proiect de hotărâre pe care vi l-am propus pentru ședința de Consiliu Local în forma în care v-a fost înaintat, fără nicio modificare. Nu cred că se pune problema votului, pentru că, într-adevăr, punctul prevede multe alte chestiuni cu care Primăria Brașov va veni în sprijinul acestui eveniment. Totodată am avut o discuție ieri în Comisia Juridică și am vorbit cu doamna director Cici Doiciu să facem o măsurătoare ce a însemnat numărul de clienți, de turiști în august 2017, august 2018 și ce va însemna în august 2019. Nu, doamna director? Ok, mulțumim. Acestea fiind spuse, vă supun votului punctul. Vă rog, doamnă. Până una alta, consider că brașovenii ar trebui să fie mulțumiți de acest festival, așa cum spunea și domnul primar, și aș vrea să menționez faptul că pe anul acesta Guvernul României a alocat un buget semnificativ pentru acest eveniment și cred că este foarte bine să-l ducem mai departe. Este o tradiție a Brașovului. Mulțumesc. Corect. Așa este. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate.